Calificați versus necalificați la Cupa Mondială. Care sunt mai buni? Astăzi o să vedem, desigur. Salutări și bine v-am găsit la nou experiment de pe canal. Astăzi din nou punem două echipe față în față. Nu uitați să lăsați un like acolo și de asemenea nu uitați să vă abonați. Hai să facem 90.000 până la sfârșitul anului. De fapt, hai 85.000, că 90.000 nu prea merge. Dar poate reușim, cine știe. Așa că nu uitați să vă abonați cei care nu sunteți abonați. Și astăzi, băieți, o să punem jucătorii de la echipele care nu sunt calificate versus jucătorii de la echipele care sunt calificate. Am pus aici câte un jucător pe național în primul 11 și mergem prima oară cu echipa jucătorilor calificați pe care am băgat aici la Manchester City. Parcă am ales în felul următor. N-aveam cum să bag efectiv toți jucătorii. Am zis să aleg câte un jucător pe națională, cum am zis în primul 11, dar avem și rezerve destul de mișto. Pentru Brazilia, desigur că l-am ales pe Neymar. Pentru Franța, Mbappé, n-avea cealalt atacant să fie în afară de Mbappé. Messi pe partea dreaptă pentru Argentina, starul Argentinei, chiar dacă a ratat el penaltiul ăla, dar nu mai contează, a dat un gol mult mai important cu Mexicul, părerea mea că golul ăla a fost mult mai important, deși meciul cu Polonia practic era de calificare, dar în fine, nu mai contează. Pentru Croația l-am ales pe Modric, deși el are 37 de ani, joacă fenomenal. Pentru Belgia l-am ales pe De Bruyne, chiar dacă Belgia nu mai e la campionatul mondial, l-am ales aici pe De Bruyne. Pentru Germania l-avem aici pe Kimmich, din nou, Germania nu mai e la campionatul mondial, însă a fost calificată. L-am ales aici pe Kimmich pentru Germania. Pentru Portugalia nu l-am ales pe Cristiano, pentru că deja avem un atacant, l-avem pe Kylian Mbappé acolo. L-am ales pe Cancelo pentru Portugalia. Bă, dar stai că nu e bine, că aici e Ruben Dias. Stai așa că nu e bine. Stai că aveam alt jucător pentru poziția de CB. Koulibaly, frate, Koulibaly. Dar avem aici pe Koulibaly pentru Senegal. Am zis să nu-l bag pe Mane, pentru că Mane încă n-a jucat la Cupa Mondială. Van Dijk pentru Olanda, Virgil van Dijk. Virgil. Pentru Anglia avem Walker, am ales un fundaj dreapta pentru Anglia. Aici nu trebuie să fie Ederson, trebuie să fie Sommer, frate. L-avem pe Sommer de la Elveția. La rezerve nu mai are importanță, mai avem de la Uruguay pe Valverde, Lewandowski de la Polonia, Bernardo Silva din nou de la Portugalia, Mane, Ronaldo din nou pentru Portugalia, Foden pentru Anglia, Hakimi ar merge și el băgat aici, că n-avem jucător de la Maroc, Son ar merge și el băgat aici, pentru că n-avem jucător de la Corea și cam așa arată echipa. Poate și Milinkovic-Savic în locul lui Foden, ca să avem jucători și de la Serbia. Și cam asta e echipa jucătorilor calificați, băieți. Pulisic ar merge și el, LeBron James of Soccer, dar nu mai avem unde să-l băgăm. Așa că hai să vă prezint și echipa jucătorilor necalificați. Zici că sunt muncitori de aia necalificați, cum ar veni? La cum am zis-o. În fine, avem de la Norvegia, care din păcate nu s-a calificat, l-avem pe Haaland, l-avem pe Schick de la Cehia. Da, multe echipe bune lipsesc de la campionatul mondial, însă în Europa e cam greu să se califice toate, pentru că e un număr limitat de locuri și sunt multe echipe bune în Europa, așa că e cam nașpa. Deși văd că și în Africa avem echipe mișto care nu s-au calificat. De exemplu, avem Zaha de la Coasa de Filde și avem Ndidi de la Nigeria, Benacer de la Algeria, Salah de la Egipt. Deci avem echipe bune și din Africa. Acum Egiptul nu știu unde joacă. Cred că joacă calificările în Africa, nu? Dar și face parte și din Asia. Robertson de la Scoția, băieți. Alaba de la Austria. Bă, dar n-am băgat unul de la România, ești nebun, dar nu prea aveam ce să bag de la România. L-avem pe Orban de la Ungaria. Nu știu dacă e cel mai high-rated jucător, cred că Gulag și e cel mai high-rated jucător. Cuadrado de la Columbia, bă, dar e ciudat să n-ai Columbia la campionatul mondial. Eram obișnuit cu Columbia la campionatul mondial și uite că de data asta nu-i avem, bă, frate, e ciudat. Și l-avem și pe Donnarumma de la Italia. Italia, din păcate, câștigătoare de Euro, doar că n-au putut să se califice la Cupa Mondială. E blestem, nu știu, e blestemată Italia, nu știu ce se întâmplă cu Italia. Çalhanoğlu îl mai avem aici de la Turcia, Kulusevski de la Suedia, îl mai avem pe Mahrez, Kessie, Maguire nu știu ce caută aici, trebuie scos de aici. Mai avem Barella de la Italia, Dubravka din nou nu știu ce caută aici, o să-l băgăm pe Szoboszlai. Și cam asta e echipa jucătorilor necalificați. Echipe bune care nu s-au calificat, jucători buni care nu au jucat la Cupa Mondială. Cel mai rău pare de Haaland, dar asta e și de Salah, chiar eram curios cum se va descurca Egiptul cu Salah, dar în fine, mamă, și Italia era bombă să fie. În fine, asta e echipa jucătorilor necalificați. Mergem și băgăm la un meci de 1v1 să vedem care câștigă. Dați o predicție acolo în comentarii. Înainte să începe meciul, scrieți predicția voastră cât credeți că se va termina meciul. Frumos, aici jucăm pe Etihad Stadium. Mamă, ce bine arată stadionul ăsta, n-ai ce să zici. Hai să mergem să începem direct frumos meciul. Vreau să văd spectacol așa frumos din prima. Mamă, dar nașpa se vede. Da, și meciul este pe cale să înceapă. Bă, eu țin cu jucătorii necalificați, frate. Eu țin cu ăștia underdog. Hai să vedem dacă vă reușiți sau nu surpriza. Cancelo urcă foarte bine acolo. Cancelo
Mamă, bine, bine determinare acolo din partea lui Schick, îmi place că sunt determinați jucătorii ăștia. Foarte bine recuperează în Didi, Haaland acolo pasă la Benacer, în Didi încă o dată. Haaland nu prea are el dribbling, însă își poate folosi viteza, se duce Robertson aici în margine, Robertson înaintează, pasul călcăiul, foarte bună combinația, Schick pasă la Haaland și Zaha șutează, însă Zaha nu reușește să marcheze ei, Salah pasul călcăiul încă o dată, Benacer protejează, penalti, dă-i-mă penalti și... Nu scoate Sommer cu două super intervenții în acest meci până acum. Da, încep în forță jucătorii necalificați. Hei, Salah le spune să se calmeze. Mamă, și-a rupt gâtul acolo băiatul ăsta, nu știu cine e. Și care spațiu, pasă înapoi, Haaland, ce bine combină jucătorii ăștia. Robertson poate pasa în centru, Haaland este singur, Haaland poate marca, Haaland trage direct în blocaj, însă mingea rămâne la Schick, doar că nu profită jucătorii ăștia de ocazii și cu siguranță ocaziile astea se vor răzbuna, zic eu. Bine Schick și Haaland, nu, a scos-o Sommer, pasta mingea lovește bara. Ce se întâmplă în meciul ăsta? Câte ocazii ratate de jucători ăștia? Dar cum a scos Sommer mingea aia, frate? S-a întors cu spatele și tot a scos-o. Benacer mai departe la Zaha. Haaland! Doamne, Haaland nu e stare să marcheze. Ce se întâmplă cu Haaland? Se joacă la rupere. Se joacă la rupere, băieți. Walker ține de balon, pasă la Messi, Ankara Messi, finesul lui Messi. Donnarumma salvează echipa. Da, s-a băgat în poartă pe Donnarumma pentru că știam că o să facă diferența. Da, și prima repriză se termină 0-0, însă clar a dominat echipa jucătorilor necalificați. 6 șuturi au avut în total, 1.5 expected goals. Băieții calificați 0.0 expected goals. Însă în FIFA orice se poate întâmpla. De fapt și în realitate orice se poate întâmplă, ați văzut că echipele cu mai puține ocazii cam câștigă la Cupa Mondială. Messi și Mbappé șutează în blocaj, Alaba se apără impecabil. Mingea este la Benacer și acolo Haaland șutează și Haaland marchează 1-0 pentru echipa jucătorilor necalificați. Sommer greșește acolo, nu se aruncă cum trebuie, lasă colțul scurt liber pentru Haaland. Haaland profită și marchează 1-0 pentru jucătorii necalificați. Mamă, dar de ce e așa lag? Da, uitați-vă ce greșeală mare face Sommer, s-a aruncat pe loc Sommer acolo. A scos el șuturi multe în prima repriză, însă a doua repriză nu a fost la fel de proaspăt și se pare că greșește. Messi acolo ține de balon extraordinar, Neymar pasul călcăiul, Modric pasă călcăiul și Mbappé șutează. Donnarumma din nou ne arată că e portar mare, băieți, se pare că Valverde e pregătit să intre. Kimmich mai departe la Messi șutează din întoarcere, ce gol era să reușească superstarul argentinian. Și se pare că avem prima schimbare a meciului, Kylian Mbappé este înlocuit de Robert Lewandowski, iar Barella înlocuiește pe Ndidi. Vor face aceste schimbări diferența? Eu zic că nu. Patrick Schick aici protejează, ține bine de balon, Modric îi bagă mare alunecare lui Van Dijk, ești nebun, s-a terminat și scapă singur Barella, mai departe la Erling Haaland, Haaland. E bine, Schick marchează 2-0 aici, jucătorul cec reușește să marcheze, bine rău de tot combinația asta, credeam că a greșit Haaland acolo, trebuia să șuteze totuși mai devreme, însă până la urmă găsește soluția potrivită, îl vede pe Patrick Schick. Jucătorul cec marchează, îl bate pe Sommer și se face 2-0. Reușesc surpriza aici jucătorii necalificați. Da, și ăsta cred că este finalul meciului. Probabil că arbitrul va fluiera imediat și meciul se termină 2-0 aici, se termină. Foarte mișto meciul, spectacol total. Am avut goluri, am avut ocazii, am avut faze mișto și eu sper că v-a plăcut clipul ăsta. Nu uitați să lăsați un like acolo. Nu uitați să vă abonați, să facem 90.000 de abonați cât mai repede. Eu am fost Gianni, ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa!